Întâlnirea a fost prezidată de prefectul Eugeniu Avram și colonelul Radu Leucuța, adjunct al inspectorului șef al jandarmeriei Satul Mare. Au participat reprezentanții instituțiilor de concentrate și ai principalelor asociații patronale, respectiv sindicale. Au fost prezentate prevederi legale privind modul de desfășurare a manifestărilor publice, atât reprezentanții instituției militare, cât și liderii de sindicat au declarat că au colaborat bine, iar protestele și picătările organizate de-a lungul timpului la Satu mare au fost pașnice. Nu avem probleme, nici nu au fost probleme întâmpinate pe raza județului Satu mare, nici nu, nu avem, nici nu cred că o să fie, pentru că este o colaborare foarte bună, atât cu, cu sindicatele, cu toți solicitanții de adunări publice la aceste manifestări, că sunt cele mai, cum să zic, cele mai sensibile, sunt mitingurile, marșurile, protestele, la, la manifestările sportive, culturale, artistice religioase, nu avem probleme de acest uh, gen. În general, sindicatele din educație și, și în special acțiunile din satul mare au fost de această natură, au fost acțiuni... Organizate decent, cu revendicări absolut normale, și nu am avut acțiuni de a, în sensul de a crea și a perturba ordinea publică. Dar, repet, din punct de vedere a colaborării cu Instituția Jandarmeriei, vreau să felicit această instituție și sper să ne ajute în continuare. Prefectul de Satu Mare a dus în discuție și ultimul protest spontan susținut de micii traficanți în apropierea Vămii Halmeu. Ne-am confruntat săptămâna trecută, sâmbătă trecută, la evenimentul ăsta de protest la, Vamă, la, la Halmeu. A fost, mă rog, oamenii, am avut o discuție cu dâns și înțeleg, că e dreptul lor să protesteze, dar trebuie să protesteze organizat, civilizat, cu respectarea condițiilor legale. Până la urmă, au înțeles atunci, în momentul respectiv, că e un Și am înțeles și noi, practic, instituțiile statului, că e un protest spontan, dar, din păcate, au vrut din nou, iar după trei zile, lunea, să facă din nou tot un protest spontan. Domnule, dacă vreți, de acord, protestați, exact cum prevede legea notificați că doriți, intenționați să faceți protestul, să primiți acel aviz de la primărie și am vorbit cu primarul, nu cumva să o pună să de alea, dar condiții să fie absolut totul că altfel calcă al legea. Sigur că de pe undeva au exagerat, este interzis să a bloca drumurile și altceva. Deci, în rest, drepturile, tot celelalte, ce le cer, cu le-am susținut mai departe, am făcut toate demesurile pentru a, ca tot, toate doleanțele lor și toate, uh, mă rog, pretențiile lor, să spun așa, a ajuns la nivelul guvernului, la nivelul ministerelor care au atribuții în domeniu. Potrivit legea, adunările publice trebuie să se desfășoare în mod pașnic și civilizat și nu pot fi continuate după ora 23. Este interzisă desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice în același loc sau pe aceleași trasee. Organizatorii adunărilor publice trebuie să depună declarație scrisă la primăriile pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfășoare cu cel puțin trei zile înainte de data desfășurării. Organizatorii sunt obligați să în Registreze declarațiile de desfășurare a adunărilor publice la unitățile de jandarmi cu cel puțin 48 de ore înainte. În cazul nerespectării legii, jandarmii pot aplica amenzi usturătoare. Organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise, amendă de la 1000 de lei la 10.000 de lei. Nerespectarea orelor de desfășurare traseelor de deplasare sau locului și perimetrului destinat adunării publice se pedepsește cu amendă de la 1000 de lei la 10.000 de lei. Participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise și urmată de refuzul părăsirii locurilor de desfășurare a acestora la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii, amendă de la 500 de lei la 5000 de lei, refuzul de a părăsi imediat adunarea dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acțiunilor, amendă de la 500 de lei la 5000 de lei. Mai mult decât atât, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, opunerea cu violență față de organizatori, împuternicița acestora sau față de forțele de ordine, ori împiedicarea lor de a-și exercita atribuțiile legale privind asigurarea ordinii în desfășurarea adunărilor publice.